Suntem datori în fiecare zi să-i mulțumim Domnului, o facem pentru trecut, prezent și viitor, slăvit să-i fie numele. Astăzi încheiem ciclul de lecții Adevăratele Fericiri cu lecția concluzivă, interrogativă, Ești fericit? Cu alte cuvinte, analizând diferitele domenii luate în studiu, însumându-le, cercetându-ne, suntem cu adevărat fericiți sau doar avem iluzia că suntem fericiți sau chiar ne credem sau chiar suntem nefericiți? În Psalmul 4 este o întrebare, așa cum am spus de la început, să ne întrebăm, o întrebare care reliefează căutările oamenilor și speranța noastră în Dumnezeu. Psalmul 4, versetul 6. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Adică toți oamenii o doresc, dar eșec după eșec face ca întrebarea să persiste. Cine ne va arăta fericirea? Iată însă cum spune partea a doua versetului. Eu însă zic, adică pentru mine este clar, știu ce este, ce nu este. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Dumnezeu fi singurul fericit, numai de la El ne poate curge harul acesta. În timp ce alții caută în toate părțile, noi am găsit sursa. Dorința de fericire este comună tuturor oamenilor. Numai că, așa cum am observat și în lecțiile acestea, felul de percepere a ei, modalitățile de obținere a ei sunt diferite. Aceste diferențe fac în final să se evidențieze fericiți și nefericiți, pentru aici și cu atât mai mult pentru eternitate. Să ne oprim și la un cuvânt al Domnului Hristos, tot în debutul acestei lecții, Matei capitolul 5, pentru că Domnul aici, aș putea spune, vine cu un secret de acces la fericire, Matei capitolul 5, versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. De ce vor fi săturați? De fericire. Numai că doar căutarea fericirii nu te duce la fericire, căutarea neprihănirii a Domnului face să te întâlnești cu fericirea. Așa cum scrie în detalii Apostolul Pavel în Roman capitolul 2, citim de la versetele 7 la 11. Și anume, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine, această sete după neprihănire, caută slava, cinstea, nemurirea, valorile sfinte. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de înlegiuire. De ce ascultă de înlegiuire? În dorința lor de a fi fericiți, dar pe o cale greșită. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul întâi peste iudeu, cu ei se judecă Dumnezeu întâi, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, în aceeași ordine, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Deci căutându-L pe Domnul și principiile pe care El ne le-a pus în față, suntem pe drumul spre fericire. Încercând alte variante, am luat-o într-o direcție greșită. Ne vom mai uita odată la oamenii nefericiți și apoi trecem la cei fericiți, pentru că așa cum știți, cum a zis Moise către evrei cu privire la egipteni înnecați în mare, nu-i mai vedeți niciodată. În lumea fără Dumnezeu, oamenii doar se cred, sau nici măcar nu cred ei, dar alții îi cred fericiți. Însă nu au o adevărată fericire. De fapt, ce este adevărata fericire? Acea stare de satisfacție lipsită de orice gând rău. Ori fericirea cu păcatul nu se împacă, se exclud una pe cealaltă.
Și drept dovadă că oamenii sunt nefericiți datorită stărilor de păcat, nefericiți aici, un om care urăște nu poate fi fericit. Dovada finală însă va fi îndepărtarea de la fața lui Dumnezeu, adică îndepărtarea de lumină și intrarea pentru veci în eternitate, în întuneric. Iată ce notează Cartea Sfântă la Psalmul 49 despre oamenii care au crezut că sunt fericiți sau mai degrabă, cum spuneam, alții cred că sunt fericiți. Psalmul 49, citim de la versetul 11. Ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele, că locuinților voi dănui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu-i dănuiește, este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei cei plini de atâta încredere, precum și cei ce urmează, cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea. Și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare, li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Și tot aici citim de la versetul 16. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când se mulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile nu se pogoară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață. Deci omul nu este în mod real cu adevărat fericit, dar se crede pe moment sau alții îl cred. Căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai. Aceasta este partea celor de afară, din întuneric. Acum în întunericul păcatului, pentru veci în întunericul pedepsei lăsate de Dumnezeu. Toți oamenii nefericiți, între care cei mai nefericiți, cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au abandonat, s-au îndepărtat de El, sunt încă lăsați pe pământ o vreme și ferice de aceia ce pot să se întoarcă, ferice de aceia care se vor trezi până nu va fi prea târziu să vină la Domnul. Cum spunea fratele care a dat îndemn la timpul de rugăciuni, oamenii din lume nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt străini, cum scrie apostolul, de viața cu Dumnezeu. Dacă vor afla, dacă se vor putea întoarce, va fi ferice de ei. Am fost duminică seara la un botez și printre cei ce se botezau au fost câțiva de afară, oameni de 40-50 de ani, cu lacrimi în ochi mărturiseau în apa botezului fericirea că l-au găsit pe Domnul și părerea de rău că au stat în lume până la vârsta aceea. Unii din ei, așa am înțeles, chiar dacă indirect, ar fi putut mai repede să vină la Domnul, dar au tot amânat. Însă, mulțumim Domnului pentru cei care încă au har și se pot întoarce la mântuire. Iată în privința aceasta câteva referințe. Isaia, capitolul 30, versetul 18. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Adică Dumnezeu mai are câteva oferte de fericire și îi așteaptă pe unii dacă vor veni la vreme. Ieremia, capitolul 2. Citesc de la versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și singur te lovești cu necrincioșia ta și vei vedea ce rău și ce amare să se părăsești pe Domnul Dumnezeul tău, să n-ai nicio frică de mine, ce Domnul Dumnezeul oștirilor. Și tot de aici versetul 12. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine. Ce înseamnă asta? Au părăsit izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Adică alte variante s-au dovedit a fi nule.
Și încă un verset din Osea, capitolul 2, versetul 7. Pentru cei ce încă nu-i prea târziu să se întoarcă la fericire. Va alerga după ibovnicii, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi, pentru că în altă parte nu există fericire. Aici este o imagine a evreilor care au vrut să găsească fericirea prin idolii Canaanului. Apoi va zice, hai să mă întorc chiar la bărbatul meu cel dintâi, ăsta era Domnul. Căci eram mai fericită atunci decât acum. Citeam despre un frate care a trimis câteva rânduri de consolare la un agnostic cu ocazia decesului unui copil acestuia din urmă. Și agnosticul i-a trimis următorul răspuns. Am pornit într-o direcție greșită încă din copilărie. Sunt un nefericit. Încerc să mă ridic, să găsesc drumul, dacă nu cumva este prea târziu. Am puține speranțe. Pentru că mai degrabă sau mai târziu cei de afară constată această direcție greșită în care au apucat. Unii mă apucă să se întoarcă, alții recunosc că este prea târziu. Chiar aici, înainte de a muri, spun unii, nu mă mai pot întoarce. Pentru mine s-a epuizat harul, am greșit. Dar toți vor constata aceasta atunci când Domnul își va arăta judecățile sale. Încă un motiv ca să ne fie milă de oameni și să îi ajutăm să găsească drumul spre fericire până încă nu e prea târziu. Și încă un aspect aici. Domnul Hristos a avertizat oamenii de riscul neînțelegerii felului său de a fi. Este un verset care merită luat în considerare în mod deosebit în lecția noastră, Luca capitolul 7, versetul 23. Știți că Domnul Hristos a fost neînțeles de mulți din vremea sa. Dar asta nu înseamnă că el ar fi trebuit să fie altfel, pentru că el a fost desăvârșit. Nu modul său de a fi a fost greșit. Modul lor de a vedea, de a înțelege, era eronat. Luca 7:23. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Adică ferice de aceia care se vor pocăi în condițiile date, care îl vor înțelege pe Dumnezeu prin felul său de a lucra. Știți că bogatul, pe când a ajuns în chinuri, venea cu alte propuneri. Să meargă unul din locuința morților, că poate așa se vor pocăi, și a spus Avram, nu, trebuie să se pocăiască cu ceea ce au. Și ferice de aceia care nu se potignesc și nu se blochează văzând anumite realități spirituale. De exemplu, au fost unii care venind la adunare, la început, văzând rugăciunea în comun sau felul cum slujim noi diferit de alții, o biserică, hai să spunem, nu mare ca aceasta, o casă simplă, cum era mai demult, diferită de o alta, cu icoane, cum erau obișnuiți, s-au blocat pe moment. Ce fac oamenii aceștia? Da, dar dacă au lăsat sincer gândul pus de Dumnezeu în ei și conștiința să-i îndrepte și adevărul să-i călăuzească, s-au luminat imediat. Însă dacă li s-a părut că este nepotrivit, sau dacă cineva a fost într-o poziție socială specială sau bogat și i-a fost greu să se plece cu cei săraci. Știți cum spunea unii în timpul Domnului Hristos? Ei, din Galileea, ce poate să iasă de acolo? Li s-a părut ceva neînsemnă. Din Betleem trebuie să iasă. Da, numai că Domnul l-a trecut doar prin Betleem ca să se ascundă de cei înțelepți și pricepuși și să descoperă la cei cu adevărat sinceri. Unii ratează fericirea tocmai la întâlnirea cu ea. Adică în momentul în când ar trebui să li se deschidă ochii și să-L vadă pe Domnul, cel în care sunt ascunse toate comorile slavei, tocmai atunci se înhibă. Cum, chiar așa? Da. Iată ce spune și Psalmul 2, versetul 12, cu referire la Fiul lui Dumnezeu, ca o atenționare. Dași cinste Fiului ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră. Căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încred în el. Adică ferice de cei ce nu li se pare greșit felul în care Dumnezeu a lucrat, pentru că înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei, spune Evanghelie, dar unii au parte de un impact
negativ. Asta e vina lor. Trecem la oamenii fericiți, între care dea Domnul să ne regăsim cu toți, aici și pentru vecii vecilor. Din toate aceste lecții ne-a fost și trebuie să ne fie întotdeauna foarte clar că fericirea vine de la Domnul și poate fi păstrată numai în prezența sa. Fericirea la distanță de Dumnezeu nu există. După cum căldura vine de la soare, să știți, căldura la întuneric nu funcționează. Lumina și căldura sunt absolut asociate. Stai în prezența al Dumnezeu în lumina Lui, ai parte și de căldură, comparând căldura cu fericirea și lumina cu umblarea în voia, în poruncile Lui. Ele se asociază întotdeauna. Vrei căldură? Stai la lumină. Întunericul nu are foc, numai din acela de chin, care e lipsit de lumină. Lumina lui Dumnezeu are acest foc al Duhului Sfânt care te încălzește, care îți arde toate tenebrele păcatului și face ca să fii curățit întru totul și astfel, în lumină, în adevăr și în pace, să te poți bucura de har. Iată ce scria David în Psalmul 16. Versetul 2. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Asta de aici și în perspectivă, versetul 11, îmi vei arăta crearea vieții înaintea feții tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Adică, în prezența lui Dumnezeu, nu se termină niciodată fericirea. El are o comoară inepuizabilă de bucurie, de împlinire, de har. Citim tot din Psalm, Psalmul 21. Doamne, Împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-ai dat-o Tu. Asta în ideea că fericirea vine numai și numai de la Domnul. Și cum îl umple de veselie ajutorul Tău? I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat de împlinit ce-i cereau buzele. Căci a ieșit înainte cu binecuvântări de fericire. I-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Își cerea viața, i-ai dat o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava Lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția, îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feței tale, căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Parte aici, completare în eternitate, toate acestea ne vin de la Domnul. Așa cum vă mai citesc încă din alte două versete din Psalm, Psalmul 89 cu 15, când constatăm că nu suntem fericiți, înseamnă că ne-am îndepărtat de Domnul. Vrem să fim fericiți? Așa cum spune acel vers frumos de cântare, mai aproape de Iisus. 89 cu 15. Ferici de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. Deci acolo este căldura, fericirea, în lumina Domnului, în prezența sa. Și Psalmul 146 cu versetul 5. Ferice de cine are ajutor ca pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Când El este lângă noi, chiar dacă apar probleme, e aproape, îl strigăm, așa ca ucenicii când erau cu Domnul în barcă. L-au chemat. Dar dacă ei ar fi mers de capul lor la pescuit, să zicem, și Domnul era pe celălalt țărm, așa cum erau ei obișnuiți să fie aproape. N-aveau telefoane ca acum. Dacă Petru a căzut în val, dar a fost aproape de Domnul și a făcut-o cu autorizarea Domnului, chiar dacă s-a îndoit, Domnul a fost aproape și l-a salvat. Pentru că aproape de Domnul este bine și în ziua fericirii și în ziua întristării. Cine poate da fericire în ziua anunții dacă nu Domnul? Cine poate să mângâie în ziua morții, dacă nu Domnul? De aceea ne dorim să fim cu El pentru vecii vecilor. Dar a trăi în prezența lui Dumnezeu, știm ce înseamnă. Nu-ți poți permite orice și oricum. Însă toate acestea sunt spre binele nostru. Fericirea este dorința oricărui om și noi ca și credincioși este normal, e legitim să dorim să fim fericiți. E dorința oricărei familii. Dacă ai întrebat pe doi tineri care este
speranța lor, este dorința părinților pentru copii. Însă numai Dumnezeu poate să ofere, cum spuneam, toate acestea și ele sunt de fapt un secret păstrat pentru cei cu inima curată. Matei 5,8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Cine este nesincer, fuge departe de Dumnezeu. Dacă un șofer nu este în regulă, va trece pe strada unde așteaptă poliția? Se duce pe câmp, dacă știe că este o ocolire, dacă nu este în regulă. Un elev, dacă este cu lecția învățată, temele făcute, se pune în prima bancă, nu? Să nu scape niciun cuvânt a profesorului. Dacă vrea să fenteze, vrea să povestească cu alții, joace pe telefon, cât mai, în special, platele clasei, nu? Așa e și cu Dumnezeu. Da, dar la urmă se va vedea când primim notele, când se face premierea. Dacă noi facem bucurie lui Dumnezeu, apoi ne face El nouă, slăvit să-i fie numele. Vreau să vă dau exemplul Moabitei Rut. Nu știu cât a apucat soțul sau ceilalți din familia lui să-i spună despre Dumnezeu, dar i s-a legat inima de Domnul. Și a fost în stare să spună soacrei ei, citim din cartea ce-i poartă numele, capitolul 1, că nu a acceptat să se dezlipească de ea, dar din cuvintele ei rezultă că nu doar mila pentru soacră sa sau prietenia cu ea, să spunem că a fost o soacră bună, rezultă clar din cuvintele ei că i s-a legat inima de Dumnezeu. Rut, capitolul 1, versetul 16, nu sta de mine să te las, dar ascultați cum spune finalul versetului. Poporul tău va fi poporul meu și ca o concluzie aș spune, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Dar Rut ar fi avut motive să nu se lege de Dumnezeul Naomi, care îngăduise să-i moară bărbatul și copiii. De ce nu a rămas legată de Dumnezeu ei? Putea să spună, Dumnezeu noștri, ai moablui, sunt mai bun, de-aia voi ați venit la noi ca să mâncați o pâine mai bună. Cred că inima ei a fost curată, așa cum scrie și în textul ce urmează. Și s-a legat de Dumnezeu, pentru că cei ce îl vor cu adevărat pe Dumnezeu, cei ce sunt cu inima curată, sunt magnetizați de El. Și așa își ating scopul de a fi fericiți. Și mai face mențiunea notată și în versetul 17. Fac în Domnul ce o vrea. I-a văzut cum Dumnezeu îngăduie ca să moară un bărbat și să rămână o văduvă. A luat asta în calcul, rostind aceste cuvinte. Fac în Domnul ce o vrea. Dar eu vreau ca acest Dumnezeu să fie Dumnezeul meu. Dumnezeu a încercat-o și toate acestea s-au derulat, poate într-un mod neînțeles, care au amărât-o pe Naomi, dar Dumnezeu urmărea în timp să mântuiască și această femeie. Scrie aici, în capitolul 2, versetul 12, că Boaz, un om credincios, a avut o urare pentru ea, care s-a împlinit. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Frumoase imagini foloseau evreii în cuvintele lor. Pentru ei Dumnezeu era unul care își întindea aripile peste tot poporul său, așa ca vulturul, cum scrie în cartea de Deuteronom, fie îi scutura puțin și se părea că se duc spre văgăuni și apoi din nou se așeza cu aripile sub ei și din nou îi înălța spre culmi. Ceea ce urmează, scris aici în cartea Rut, dovedește că această femeie a ajuns fericită, 3:1. Soacră sa Naomi a zis, fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și a ajuns fericită, s-a căsătorit cu un bărbat bun, a avut copii credincioși care apoi s-au înscris în această listă genealogică a Domnului Iisus Hristos. Dar cum a intrat ea pe drumul spre fericire? Dorind ca Dumnezeul lui Israel să fie Dumnezeul ei, în orice condiții. Așa se ajunge la fericire. Doamne, ajută-ne să nu ne întoarcem din acest drum înapoi. Chiar astăzi am vorbit cu un frate care răspunde de un anumit sector din biserică și spunea că l-au căutat pe un bărbat ce s-a botezat aici la noi cu câțiva ani în urmă. L-am căutat și eu, am mai vorbit cu el și îmi spunea ultima dată când am vorbit că
nu a primit ceea ce s-a așteptat el. Ar fi avut alte așteptări de la Dumnezeu. Soția nu s-a întors la credință. Și acum îmi spune acest frate, nu mai răspunde la telefon. Și oarecum cu tristețe am spus să-l abandonăm. În ideea că nu mai are dorință pentru Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Unde a fost fisura în inima lui? Pentru că n-a trecut prin necazuri ca această femeie. Dar iată că ea nu s-a lăsat și a ajuns să fie fericită chiar aici. Și cu atât mai mult va fi și în mod total în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi se poate cerceta încă o dată retrospectiv, reamintindu-ne lecțiile pe care le-am parcurs. Dacă suntem cu adevărat fericiți, să ne amintim puțin. Avem fericirea aceea că suntem mântuiți. E puțin lucru? Să ai parte de viața veșnică împreună cu Dumnezeu, într-o natură ca a sa, în slavă? Dragii mei, unii sunt în stare să muncească ani în șir pentru o casă, pentru o pensie, pentru un concediu. Iacov a muncit 7 ani pentru o fată care i-a plăcut. Dar noi pentru veșnicie nu merită să suferim chiar, să depunem efortul acesta. Cine a ajuns să fie deja mântuit are din oficiu, în mod natural, această fericire a mântuirii. Se știe asigurat, este liniștit. Am vorbit apoi despre fericirea ascultării și împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Este o fericire curentă. Aceea fericire în care conștiința îți lasă liniște, îți produce sentimente stări de bucurie. Prin ascultarea cuvântului Dumnezeu ai prieteni în jur, nu dușmani. Iar dacă se ridică dușman, Dumnezeu îi păstrează la distanță. Ori îi face prieteni, ori pune palma lui între tine și ei să nu-ți poată face rău. Așa cum a făcut-o Dumnezeu în cazul lui David, care a fost urmărit în permanență de Saul cel demonizat. Am amintit apoi despre părtășiile sfinte. Cu ce am putea noi înlocui părtășiile frățești? Slujbele de la adunare, alte întâlniri cu frații, când Domnul ne vorbește, când cântăm, când citim Biblia, când ne rugăm aici împreună. Lucrările Domnului. Când Domnul mai face câte o minune, chiar dacă sunt mai rare în vremea noastră, descoperirile Duhului Sfânt, felul în care se împlinesc, felul în care Dumnezeu ne implică în slujire și vedem cum oamenii se întorc la Domnul. Avem bucurii ca o mamă ce a suferit într-o naștere, într-o sarcină, dar apoi când vede un copilaș sănătos și frumos, se bucură. Am vorbit despre fericirea vieții de familist. Observați ce rată de divorțuri există în societate, pe când noi și măcar nu luăm în calcul, teoretic vorbind, despre riscul de a divorța vreodată. Fericirea să fim cu toții împreună, acasă, nu uitându-ne la un film, nu vorbind ca ceilalți din lume, pe seama unuia sau altuia, ci în părtășie, la masă sau în părtășia lucrurilor sfinte, a rugăciunilor care sunt o binecuvântare și acasă, am vorbit despre fericirea de a dărui altora. Chiar astăzi îmi spunea undeva un adolescent, așa m-aș bucura să am să dau la frații mei, dar el e mai mic între ei. Dumnezeu să-i dea să aibă să dea, dacă nu la frații lui, la nepoți. Este o fericire să poți să ajuți cu ceea ce ai, să te jerfești pe tine, să mergi să ajuți. Apoi am vorbit despre fericirea împărăției lui Dumnezeu. Asta este o fericire în așteptare, dar pe care deja o gustăm datorită credinței, a nădejdii noastre. Și nu uităm lecția aceea, fericirea în suferință.
De-a lungul anilor am mai trecut și eu prin asemenea stări. Sunt momente frumoase. Spuneți-mi, nu ia mama și tata copilul bolnav în brațe mai mult ca pe ceilalți? Așa e că la cei care suntem bolnavi le facem cea mai bună mâncare, ce își doresc ei, ne portăm frumos cu ei. Asta este doar un aspect al problemei. Dar lecțiile care rezultă din această școală a suferinței sau gloria cu care va fi răsplătită orice durere. Cu alte cuvinte, noi nu ne consumăm nici o zi pe degeaba. La noi toate se pontează. Toate se plătesc și se răsplătesc. Iată de ce suntem fericiți. Suntem fericiți dacă ne întâlnim cu un frate, dar suntem fericiți dacă ne întâlnim cu un om rău. Ne dăm seama ce har ne-a făcut Dumnezeu nouă și ce mult îl chinuie diavolul pe el. Să ne ajute Domnul să fim cu adevărat fericiți. Pentru aceasta vă citesc 1 Petru, capitolul 1, o scrisoare adresată unor oameni într-o vreme de prigoană. Poate în vremea noastră prigoana va îmbrăca forme ciudate. Citeam recent despre niște situații din Statele Unite unde, de exemplu, lucrătorii creștini de la o patiserie au fost dați în tribunal și câștigați pentru că nu au vrut să accepte ca în localul lor să-și serbeze unirea două lesbiene. Ei au spus că au refuzat pentru că morala lor creștină, cugetul lor, nu le dă voie. Tribunalul i-a condamnat spunând că religia se practică numai în particular și în public trebuie să respecte dorința fiecăruia. Sunt și alte exemple. La noi încă, amintiți-vă, Domnul ne-a spus să ne rugăm să mai întârzie astfel de legi și de comportamente care vor stârni mânia lui Dumnezeu. Pe drept, spunea unul din bărbații de slujba ai Americii din secolul trecut, dacă Dumnezeu nu va pedepsi America, va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Dumnezeu e drept, dar toate le face la vremea lor. Dar noi citim ce scria Petru unor oameni care sufereau. 1 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 1. Petru, către aleșii care trăiesc ca străini. Versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji păstrată în cerul pentru noi. Versetul 6, în ea, în credință, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este cercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit la credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Observați că Petru a păstrat acest ton de încredere asociat puternic cu o stare de fericire. Chiar dacă pe moment traversăm o perioadă mai grea, ceea ce se vede, ceea ce urmează, este mai mult decât minunat, slăvit să fie Domnul. Scrie în continuare și pentru cei din Vechiul Testament, că au făcut din mântuire ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Și lor le-a fost descoperit că Dumnezeu ne avea în vedere și pe noi, și scrie finalul versetului 12 că în lucrarea aceasta minunată de mântuire, chiar îngerii doresc să privească. Adică și pentru ei este o pasiune majoră. De aceea, versetul 13, încingeți-vă copsele minții voastre, să ne dotăm cu această gândire. Dacă am studiat spre fericire, să rămânem în minte cu ideea asta foarte clar, sedimentată, că noi suntem fericiți. Și n-are voie diavolul să ne fure fericirea, numai așa dacă reușește prin păcat. Dar altfel, nu poate să justifice și n-are dreptul să fim treci și să vă puneți toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele.
Încheiem citind din Ieremia, capitolul 17, pentru că vreau să arăt în final că fericirea se dobândește, se păstrează printr-o puternică încredere în Dumnezeu. Încredere că ne mântuiește, încredere că ne ajută, încredere că ne vindecă, dacă ar fi să murim, încredere că El poartă de grijă familiilor noastre, încredere că ne veghează ceas de ceas, clipă de clipă, încrederea în Dumnezeu este acea ancoră puternică a sufletului, care te face să rămâi liniștit și fericit în orice vreme. Și rețineți, dovada neîncrederii în El îi duce pe oameni la abateri de la voia lui Dumnezeu, adică la a căuta fericirea în altă parte, neascultând de Domnul. Și asta aduce în fond nefericire. Oamenii când păcătuiesc, păcătuiesc pentru că nu se încred în Domnul. De exemplu, cine este sărac? Dacă se încrede în Domnul, nu fură. Dacă își pierde încrederea în Domnul, o să spună, Dumnezeu m-a abandonat, oricând nu-L interesează de noi, oricând nu poate, n-am ce să fac decât să fur. Păstrându-ți încrederea în Domnul, aștepți. Aștepți chiar fericit la gândul că Dumnezeu trebuie să-ți facă o surpriză. Și după ce te ajută, vei avea alte motive să-L lauzi, să vezi felul minunat în care Domnul a lucrat, slăvit să-I fie numele. Iată ce citim așadar din Ieremia 17, de la versetul 5. Așa vorbește Domnul. Mi-a plăcut explicația unui frate care spunea că uneori parcă suntem mai gravi în exprimare când dăm un citat din Seneca sau din Eminescu, când de fapt tonul nostru ar trebui să aibă autoritatea maximă și limpezirea ideilor foarte clară când cităm din cuvintele lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea. Locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Punerea încrederii oameni, El o să mă ajute. Cât te ajută? Cu ce te ajută? Observați cum se schimbă oamenii în politică, ce slab sunt oamenii, azi puternic e patron, la anul falimentează, în cine să te încrezi? Să te iei după ideologiile unuia? Păi comuniștii păreau cei mai tari pe piață, că pe alții nu-i lăsau. Era singura marfă de vânzare. Ei, acum a căzut în disgrație. Vin alții. De exemplu, am aflat că există o inițiativă în țara noastră ca unii să nu mai meargă la biserică să fie binecuvântați în ziua anunții. Există o organizație umanistă care nu vrea să suspende acel angajament din fața preotului sau a păstorului, dar să găsească un oricare, zic ei, om din credere din societate și să-i întrebe el, vrei să te căsătorești cu domnișoara? Și reciproc. Pe cine se bizuie oamenii? În loc să apeleze la varianta cu Dumnezeu, se sprijinesc pe un om, pe o organizație înființată de niște bieți muritori. Umanismul, fie el cel clasic, fie cosmic, înseamnă tot o gândire fără Dumnezeu, care nu aduce fericire. Dacă acei doi oameni ajung în conflict, pe cine să-l caute? Pe nenea care i-a întrebat? Să spună, vezi că atunci când ne-ai pus verighetele, ai uitat să ne vin și secretul fericirii. Sau nu ți-am plătit destul? Dar noi, dacă am venit înaintea Domnului, când ajung în momente grele, spunem, Doamne, vino și ajută-ne. Ascultați ce clar scrie în continuare, citiți la versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul.
căci el este ca un pom sădin lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine, frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rinichii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Așadar, să ne lipim inima de Domnul. Să nu repetăm greșeala protopărinților noștri care au fost înșelați de diavol. N-au fost ei fericiți în grădina Edenului? Cu siguranță. Diavolul i-a înșelat, sugerându-le un consum, punând sub întrebare, sub semnul îndoielii, ce le spuse de Dumnezeu. Ce i-a scos pe Adam și pe Eva din grădină? Neîncrederea în Domnul, acceptarea acelui oare. Atunci îți pierzi fericirea, liniștea și pacea. Când pui la îndoială, oare mă ajută Domnul? Oare va fi de partea mea? Nu te îndoi, că Dumnezeu e credincios. Rămâi stabil și vei fi fericit. Și încheiem întreg ciclul acesta de lecții cu psalmul 84, versetul 12. Un psalm al fiului Core, care începe cu dorința de a sta cu Dumnezeu și se încheie cu concluzia, cu încredințarea că cei ce l-au întâlnit pe Dumnezeu sunt fericiți. Versetul 12. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Ar fi foarte frumos să poată să spună fiecare, Doamne, ferice de mine că am ajuns să Te cunosc și să mă încred în Tine. Dumnezeu să dea harul acesta tuturora, slăvit să fie în veci și în așteptarea fericirii eterne să ne dea Domnul bucurie, pace și fericire și aici. Amin.